Da, astăzi vorbim de Godzilla. Bună locuitorilor, ce mai faceți, cum sunteți, ce căcat faceți, care mai e treaba? Bun, astăzi vorbim desigur despre Godzilla. Teori că nu vreau să văd filmul ăsta, l-am evitat cât se poate de mult să-l văd la cinema. În același timp am zis într-o zi, hai mă să-i acord totuși o încercare și l-am văzut acasă. E destul de simplu, acum mult timp a fost ceva nuclear undeva pe o insulă, Godzilla s-a ridicat din apă, a distrus mult, după aia s-a băgat înapoi în apă, n-a mai văzut-o nimeni. După mult timp ce au găsit ăștia pe platforma aia nucleară sau ceva de genul, au găsit un fel de ouă, vreo două ouă sau ceva mare și de acolo au mai ieșit doi monștri asemănători cu Godzilla, dar foarte diferiți într-un fel sau altul. Nu erau, erau mai mult cu aripi și nase și erau masculin și feminin, deci vreau să se împerecheze și au zburat dintr-un capăt în alt al lumii să se întâlnească, ce romantic. Așa știm, Godzilla s-a ridicat din apă și a venit să salveze situația, se bată băia doi și să se... Dacă n-ai văzut filmul ăsta deja și ești destul de entuziasmat că apare Bryan Cranston în el din Breaking Bad, atunci apare Bryan Cranston, nu apare foarte mult, apare suficient, dar dacă ești un hardcore fan, cum eu nu sunt, al Breaking Bad-ului, pentru că nu l-am văzut încă, atunci o să fii destul de mulțumit, dar dacă ai habar de Breaking Bad și vrei să-l vezi mai mult pe Bryan Cranston, o să fii dezamăgit. Este și fiul lui Bryan Cranston, nu fiul lui Bryan Cranston. Personajul din film e, înțelegi? Inception. Ăsta care a jucat destul de exemplar și destul de bine. Deși știați asta că am deja câteva probleme cu Godzilla, cu filmul în sine Godzilla, ar fi asta. Prea mult oameni, prea puțin Godzilla. Prea mult oameni, prea puțin Godzilla. Și desigur, nenumăratele scene când Godzilla se urcă pe un pod sau e pe lângă un pod și vine ăla alt monstru și atunci, mamă, ce se bat ăștia acum? Da, de unde? Că bătaia o arată la televizor, e un puști care mănâncă cereale la televizor și vede bătaia, dar noi nu o putem vedea. Din câte am auzit, Godzilla a apărut pe ecran cam 16 minute. Adevărat, în alea 16 minute a fost fucking badass. Bătaia cu Godzilla și efectele speciale și majoritatea chestiilor, mai ales sunetul. Sunetul a câștigat foarte mult la filmul ăsta. Gen, m-a câștigat pe mine cu sunetul filmul ăsta. Da, dar în afară de asta, să vă spun mai mult decât atâta, Pacific Rim încă rămâne pentru mine cel mai bun film cu bătaie, cu monștri, cu chestii din astea. Pacific Rim. Cam asta a fost tot pentru astăzi, locuitorilor. Sper că v-a plăcut și sper că împărtășiți aceeași părere cu mine. Merită să vedeți Godzilla acasă când vă plictisiți. Nu uita să verifici episodul de data trecută dacă te interesează și desigur ne putem conecta pe rețelele de socializare, Facebook, Twitter sau Instagram, link-uri la toate astea în descriere. Dacă vrei să devii un locuitor, poți să apeși lejer butonul ăla de subscribe sau butonul ăla de like, sau amândouă deodată, ca să vezi cât ești tu de multitasking. Hai încearcă, ia vezi, multitasking, ia apasă-le pe amândouă. Lasă-mi în secția de comentarii dacă și tu ai fost pe alocuri dezamăgit de filmul ăsta cu Godzilla sau ți-a plăcut mai mult decât mi-a plăcut mie. Chiar aș vrea să știu și părerea ta. Cam asta a fost pentru astăzi, mersi că ai urmărit, ne vedem data viitoare. I can't keep it to myself. Can't spell it any better. Hello.